traficul rutier la intrarea în Târgu Jiu s-a desfășurat cu dificultate în această dimineață. Asta pentru că o șoferiță neatentă a provocat o tamponare în lanț. Totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă, însă în urma incidentului, 4 autoturisme au fost puternic avariate. Cu mai multe detalii vine colega mea Alina Băcescu. Bun găsit, Alina! Tamponarea s-a produs în apropierea unei benzinării chiar la intrarea în municipiul Târgu Jiu dinspre Râmnicu Vâlcea. Vina aparține unei șoferițe neatente care a virat stânga brusc fără să se asigure și a intrat în plin în alt autoturism. Ghinionul nu s-a oprit însă aici. În incident au mai fost implicate alte două mașini. La fața locului au ajuns polițiștii de la rutieră. Timp de câteva zeci de minute, traficul în zona sediului Registrului Autoromân s-a desfășurat cu greutate, însă toate cele 4 autoturisme au fost îndepărtate de pe carosabil, iar traficul a fost reluat. Din fericire, în urma tamponării nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale.